Iubi? Ce ăla factoring? Să-ți explic. Adică mergi la bancă și ceri factoring. Adică dacă ești firmă, pe baza unei facturi emisii către un client, banca analizează și decide în ce condiții îți face plata facturii ele. Stai, care-i faza cu el? Și cum adică e cu regres și fără regres? Adică cu progres de ce nu poate să fie? Adică eu progresiv nu pot să iau mai mulți bani? Nu prea. Păi stai așa, nu-i ca un împrumut? Cum să dau eu un exemplu ții mai clar? Mai ții minte ce ai făcut acum 2 săptămâni? Am fost la mall și am cheltuit toți banii? Nu, după aia. Am stat cu vecina și am bârfit toată ziua? Nu, după aia. Am intrat cu mașina într-un stâlp. Nu, înainte de asta? Dar de ce nu mi-ai zis de mașină? Stai, acum 2 săptămâni. Acum 2 săptămâni. Stai că mi-amintesc. Da, fata, eu am fost la mall și am cheltuit toți banii. Dar știi ce bine mă simt? Wow! Mă bucur, mă, fată, pentru tine. Știi de ce te-am sunat? Vreau să te întreb dacă ai să-mi împrumuți niște bani, pentru că vreau să-mi iau rochia aia drăguță. Te rog. Păi și cum o să-mi dai tu dacă tu îi cheltui pe toți? Păi da, dar Serghei trebuie să ia niște bani și pe aia să-i dau eu înapoi și trebuie să mă grăbesc, e la minim urgență cu rochia aia, că dacă cumva o cumpăr alta sau dacă, Doamne ferește, nu o mai găsesc la reducere, îți dai seama? Păi și dacă nu primește Serghei banii, ce face? A, nu, dar el deja i-o primi, da, dar știi cum e, că până se procesează plata și la minim urgență, că eu vreau să-l surprind, mâine să-l dau, gata, să vadă ce frumoasă sunt. Mă, nu știu ce să zic. Hai, mă, fată, că ne știm de atâta vremii. Pe Serghei îl știi, avem un istoric împreună. Am stat de atâtea ori la masă, ce naiba? Nu știu. Hai, fată, dacă în cel mai rău caz, dacă nu e de la mine, e direct de la Serghei și gata. Bine, mă, hai că ți dau, cam cât ai nevoie. Deci cam ce-ai făcut tu acum, așa funcționează și factoring-ul pentru firme. Trebuie să iei niște bani de la un client, dar încă nu ți-au ajuns banii, mergi frumos cu factura la bancă și spui, uite, am bani de primit, dă-mi banii ca să-mi pot cumpăra în continuare ce am de făcut ca să nu stea firma pe loc, și banca analizează factorii de risc și decide de unde vrea să-și recupereze banii înapoi, de la tine sau de la clientul tău. Adică Mirela a fost banca, tu ai fost clientul, eu am fost firma și la sfârșit Rochi a fost verde. Da, și Mirela a analizat factorii de risc și a decis că banii trebuie să ia de la tine înapoi, nu de la mine. Cu toate că eu nu înțeleg ce factor de risc a putut să analizeze ea, că eu nu ți-aș fi dat niciodată bani împrumut. Da, mă, dar pe tine te știi om responsabil, ce ai? Vezi de ce e bine să ai un client serios? Pentru că Mirela, adică banca, au avut mai mult încredere în mine decât în tine. Și dacă ia bani de la mine, adică de la client, înseamnă că e factoring fără regres. Dacă ia de la tine, înseamnă că e cu regres. Dar asta dacă ar fi avut încredere în tine. Eu, sincer, spun, aș fi avut. Păi și cum adică factoring total? Păi, în mod normal, banca îți dă 80% din sumă prima dată, după care restul 20%. Bănuiesc factoring-ul total când primești toți banii odată, ceea ce eu n-am auzit să întâmple, nu știam că există așa ceva. A, bă, da, există, uite, pe site-ul ăsta. Ha, ce tare. Bă, uite, nu înseamnă că nu mai face doar Mirela factoring total, face și banca acum. Păi, și regresul ăsta unde apare? Păi, cu regresul a fost că ai dat tu banii înapoi Mirelei, fără regres era dacă îi dădeam eu înapoi Mirelei. Ah, da, așa îmi place mie, fără regres. Da, fără regres și fără regret, așa e la banii. Fără nicio urmă de regret. Ei, fără regret. Eu chiar mă simțeam vinovată că am făcut atâtea cheltuieli. Când eu, de fapt, făceam factoring. Nu făceai factoring, că nu ești firmă. Făceai datorii pe numele meu degeaba. Ei, hai mă, că tot aia. Auzi, știi ce? Hai că mă duc până la baie. Alo? Mirela? Da, fată? Auzi, aș avea nevoie să fac chiar un factoring. Un ce? Of, hai să-ți explic. Mai ții minte ce am făcut săptămâna trecută?